Alertă la granițele României, războiul ar putea trece de frontierele Ucrainei și s-ar putea apropia de țara noastră în orice moment. Prima vizată ar fi chiar Republica Moldova. Răsturnare de situație în plin război este o alertă de ultimă oră la granițele României. Președintele Republicii Moldova a anunțat că autoritățile de la Chișinău iau în calcul scenarii mai puțin optimiste sau pesimiste în privința modului în care va evolua războiul din Ucraina în următoarea perioadă. Lucrurile ar putea degenera în orice moment, avertizează statul major ucrainean într-o informare transmisă în cursul zilei de duminică. Sursa citată avertizează în legătură cu o serie de pregătiri pentru intrarea iminentă în luptă a grupurilor armate și a trupelor ruse din Transnistria, regiune separatistă a Republicii Moldova. Așa se aude, dar deocamdată nu e nimic sigur. Nu se știe ce va fi. Cred că nu se atace Moldova, părerea mea. Și dacă s-ar duce în Transnistria, dar nu cred că ajung. N-au cum. E la mijloc Ucraina, le trebuie mult traseu să ajungă acolo. E, nu e în NATO din cauza asta. Îi atacă rușii. Credeți că o să-i atace? Păi cred. Putin e nebun. Credeți că România ar putea să fie în pericol în condițiile în care Moldova ar fi nu. Atacată? De moment nu, că suntem în NATO. Atunci înseamnă că obligă NATO ca să intre peste ei. Da? NATO e foarte mare. Dacă noi eram în NATO, da. Ne ataca și pe noi, că asta urmăreau. Da. Fiind în NATO e mai greu. Că NATO de ce nu a intervenit în Ucraina? Datorită că e țară neutră. Nu putea să dezvolte un război. E foarte rău cu războiul. Ce să fie? Peste tot în lume unui război rău. Și la moldoveni, doar nu o duc mai bine ca noi. Credeți că va fi Moldova atacată? Cred, da. Nu se oprește Putin. Cred că va da și cu bomba nucleară. Nu e normal la cap. Constant, autoritățile ucrainene au avertizat cu privire la o posibilă extindere a conflictului către acest teritoriu prorus al Republicii Moldova. Această idee pare a fi susținută și de Transnistria, care a denunțat la rândul său atacuri cu drone neidentificate asupra acestei regiuni. Pe de altă parte, reprezentanții regimului de la Tiraspol neagă acest lucru. Ei spun că nimeni nu se pregătește să atace Ucraina. O reacție în acest sens a venit și de la liderul separatiștilor din Transnistria, Vadim Krasnoselski. Amintim faptul că situația din Transnistria a început să devină îngrijorătoare la finele lunii aprilie. La acel moment, mai multe tiruri și explozii au avut loc, iar autoritățile locale spuneau atunci că toate aceste lovituri ar fi venit de pe teritoriul ucrainean. O reacție rapidă a venit atunci de la Kiev, care sublinia faptul că este vorba despre o operațiune sub steag fals a Rusiei pentru a da vina pe Ucraina pentru acele atacuri.